Județul Mehedin se află din nou sub atenționare de cod portocaliu de caniculă. Temperaturile anunțate se apropie de 40 de grade Celsius la umbră. Aerul este greu de respirat, însă fără aer condiționat, nici în casă nu se poate sta. Oamenii spun că abia mai rezistă caniculei și se ascund de soare așa cum pot. Canicula a pus stăpânire pe județul Mehedinți. A fost emis cod portocaliu de temperaturi ridicate, valabil și marți, 18 iulie. Oamenii spun că fac față cu greu temperaturilor. Dacă nu ar avea montat aer condiționat, nu ar putea sta nici în case. Chiar și așa, nopțile sunt un coșmar. Căldura îi copleșește, iar somnul nu mai este odihnitor. Dacă n-ar fi condiții cu aer condiționat, ar fi foarte greu. Pentru că e foarte cald și între blocuri e și mai cald. Dați drumul la aerul condiționat ca să puteți să rezistați. Da. Și consumăm și energie, dar stăm în condiții mai bune. Asta este. Este cald, abia aerul este foarte greu de respirat. Este, mai ales aici în oraș. Este foarte cald. Cum se simte căldura în casă? Am aer condiționat. E acceptabil, dar nici ăla nu prea face față cum ar trebui să facă. Noaptea dormiți cu greu, mai ales temperaturile acestea? Da, îl pornesc aerul și pe urmă îl opresc, dar într-o jumătate de oră revine la normal, iar căldura. E o temperatură greu de suportat. Da. Acum vin de la ștrand, de la termal, dar cam târziu pentru... La apartament, la casă? Da, la apartament. Care este temperatura resimțită în cred casă? Cred că peste 40. Noaptea puteți dormi de asemenea temperatură? Nu, până spre dimineață, nu. Încă de la primele ore ale dimineții s-a simțit valul de căldură toridă, iar la prânz a devenit de nesuportat. Este ora 14:17, iar termometrul din municipiul Drobeta Turnul Severin indică 35 de grade Celsius. Codul galben de caniculă se va menține și mâine, iar maxima zilei va fi de 39 de grade Celsius. Sunt localități care în această perioadă caniculară nu au apă. În astfel de situații, pompierii duc apă cu cisternele. În această perioadă, temperatura maximă se va situa în intervalul 37-39 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși 80 de unități. În județul Mehedin sunt 82 de puncte de prim ajutor, dintre care 11 în municipiul Drobeta Turnul Severin. Acestea au fost verificate de către reprezentanții prefecturii AISU și DSP și asigură zone răcoroase, apă și o asistență medicală de urgență. Intervenim pentru misiuni de transport apă menajeră în comuna Malovăț, în satele Bârda și Bobaița, pentru a asigura apa necesară gospodăriilor. Meteorologii au anunțat temperaturi extrem de ridicate pe tot parcursul săptămânii.